finalul din versetul 12 spune, din versetul 11 și 12, întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui pentru orice răbdare și îndelungă răbdare cu bucurie, mulțumind Tatălui care v-a împrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină. Mă gândeam ce să însemne cuvântul acesta, tăria slavei Lui. Și dacă ne uităm la acest paragraf de la versetul 11 până la versetul 20, probabil că este unul dintre cele mai complete paragrafe din Scriptură care vorbesc despre slava Domnului Hristos. V-aș recomanda să-l citiți cu atenție acasă și v-aș recomanda să-l puteți gusta schimbând persoana a treia singular, apropo de rugăciunea despre care spuneau frații, și citindu-l la persoana a doua singular. Haideți să încercăm acum un pic. El, care El? Dumnezeu. Ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat, și am putea să zicem, în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor, dar mă gândeam să încercăm să translatăm lucrurile acestea la persoana a doua. Tu ne-ai izbăvit de sub puterea întunericului. Sună un pic mai familiar. Și ne-ai strămutat în împărăția Fiului dragostei tale, în care avem răscumpărarea. Și dacă acum lucrurile se mută și din momentul acesta este vorba numai despre Domnul Iisus, hai să trecem și aici tot la persoana a doua. Prin sângele tău iertarea păcatelor, tu ești chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea, pentru că prin tine au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin tine și pentru tine. Tu ești mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin tine. Tu ești capul trupului, al bisericii, tu ești începutul, cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să ai, tu să ai, întâietatea. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în tine și să împace totul cu sine prin tine, atât ce este pe pământ cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii tale. Mă opresc până aici deocamdată. Deci, tăria slavei Lui se referă la această slavă a Domnului Hristos. El este Mântuitorul, asta ne spune versetul 13 și 14, El este Creatorul și Susținătorul tuturor lucrurilor, asta ne spune versetul 15, 16 și 17, El este Capul Bisericii, aceasta ne spune versetul 18, și apoi, nu în ultimul rând, El este Conciliatorul sau Împăcătorul tuturor lucrurilor, aceasta ne spune versetul 19 și 20. Pentru că timpul nu ne mai permite, am sugerat doar că tăria slavei Lui se referă la calitatea Domnului Hristos, repet, de Mântuitor, de Creator, de Susținător al tuturor lucrurilor, acela care este Capul Bisericii și acela care este Conciliatorul tuturor lucrurilor. Dar, uitându-mă la dumneavoastră, am toată convingerea că printre noi sunt oameni care nu sunt pocăiți, care nu sunt născuți din nou. Și lăsați-mă măcar întreacă două minute să subliniez lucrurile acestea, patru lucruri referitoare la poziția Lui de Mântuitor. Ascultați, El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului. Dacă este cineva aici sub puterea întunericului, puterea întunericului, puterea minciunii, puterea răutății, puterea mândriei, puterea lăcomiei, puterea iubirii de bani, puterea sexului, tot felul de puteri, puteri păcătoase, puterea întunericului, El te poate elibera de sub puterea întunericului. Când? Acum. Acum. Și urmează o translatare. Strămutați, Dumnezeu face această lucrare prin Domnul Hristos în împărăția Fiului dragostei Lui. Rețineți această expresie. Există o împărăție. Împărăția Fiului dragostei Lui este în cer. Sigur că și în cer. Este acum pe pământ din punct de vedere spiritual. Există o împărăție a întunericului, o vedem,
O simțim, o mirosim, o pipăim, o realizăm. Și există o împărăție a Fiului dragostei Lui. E posibil să fii mutat în împărăția victorioșilor, în împărăția biruitorilor. Chiar acum este o problemă spirituală, este o problemă de inimă. Și apoi spune Cartea Sfântă mai departe, în care avem răscumpărarea, El este Cel care răscumpără, Cel care plătește prețul, ca să poți să fii iertat, ca să poți să fii mântuiți. Prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Ce mare lucru să poți să pleci de aici cu păcatele iertate, cu păcatele iertate. Mă opresc aici, este și jumate. Facă Domnul ca această slavă a Domnului Iisus de Mântuitor să o putem cunoaște astăzi și să ne putem închina Lui în seara aceasta. Doamne Iisuse, mă închin Ție pentru că Tu ai devenit Mântuitorul meu. Mă pocăiesc de păcatele mele, le mărturisesc, îmi pare rău, le părăsesc, părăsesc lumea aceasta. Vreau să Te primesc pe Tine în inima mea, vreau să-mi predau viața Ție. Ce mare lucru ar fi să putem ști că și adunările acestea de duminică seara pot să fie adunări de roadă, cum a spus fratele, de roadă pentru viața veșnică, de roadă de suflete mântuite și de roadă însemnând roada Duhului în viața noastră. Pentru data viitoare, cred că de la versetul 13 la 20, probabil că frații o să reia pas cu pas, pentru că acești pași, aceste trepte de slavă ale Domnului Hristos sunt unice. Dacă am intra în această realitate, în toate să ai întâietatea, ce ușoară ar fi viața. În toate să ai întâietatea și să pui pe umerii Lui toată povara, de orice fel. Doamne, Tu poți să duci, toată plinătatea locuiește în Tine, Tu ești chemat să împorți povara. Este un început de săptămână. Nu ascundem că și în adunarea noastră sunt probleme. Ce mare lucru ar fi dacă fiecare ne-am ruga pentru mai binele adunării, pentru destinderea, pentru relații normale, pentru lucrări ale Harului Lui Dumnezeu, pentru pocăință, pentru trezire în adunarea noastră. Apropo de ceea ce au spus frații mai înainte de rugăciune, lăsați-mă totuși măcar un minut, citeam acum de curând despre omul acesta care a plecat la Domnul Iisus, un om al trezirii, fratele Liviu Olah, și scria cineva despre el, despre o predică celebră pe care a ținut-o acum vreo 40 de ani pe undeva pe la Mihai Bravu, și spunea dânsul acolo despre ce înseamnă lucrarea de trezire care se face prin rugăciune. Și trezirea avea loc la Oradea, prin anii 73. Și spunea că până și copiii aveau liste de rugăciune. Copiii din adunare aveau liste de rugăciune. Parcă vorbim de vremuri mult apuse, sau niciodată n-au fost la noi. Copiii cu liste de rugăciune. Haideți să ne gândim și noi, haideți să ne mobilizăm, nu într-un mod firesc sau doar entuziast. Fiecare dintre noi să simțim povara răspunderii în această adunare și să ne facem liste și mari și mici pentru sfințire, pentru curățire, pentru pocăință, în casa mea, în casa ta, cu frații, cu tinerii, cu toți, și fiecare în dreptul lui să dreagă spărturile și Dumnezeu să aducă vremuri de înviorare. Ce mare lucru ar fi dacă ne-am angajat, cum zicea fratele Daniel, 2-3 frați, mai zice, hai să ne strângem să ne rugăm. În altă parte, 2-3 frați în alt cartier. În altă parte, 2-3 frați. Doamne, Te rugăm, adu peste noi pocăință și smerire și trezire și curățire și sfințire. Doamne, vindecă adunarea noastră. Schimbă-ne, Doamne, trezește-ne, Doamne. Lucrează, Doamne. Este o chemare la rugăciune. Haideți să facem lucrul acesta chiar acum.